Bucurie în mișcare la Drobeta Turnu-Severin. Cetățenii au luat parte la cele mai distractive ateliere, unde plăcerea și distracția au fost combinate cu sportul. Acest festival este sprijinit de primăria Drobeta Turnu-Severin, edilul orașului Marius Creciu, încurajând toți cetățenii să practice cât mai multe activități fizice pentru o viață sănătoasă. Bucurie în mișcare, cel mai amplu program de promovare al sportului de masă din România, împlinește în 2023 11 ani de activitate. Cu acest prilej, Asociația Eleven alături de Kaufland România propun pentru această primăvară 11 festivaluri dedicate mișcării în următoarele orașe: Reșița, Câmpul Lung, Iași, Brăila, Drobeta, Turnu-Severin, Slatina, Giurgiu, Bistrița, Năsăud, Suceava, Zalău și Brașov. Seria de evenimente are loc în perioada 6 mai 11 iunie. În acest weekend a avut loc festivalul sportiv Bucurie în mișcare Drobeta Turnu-Severin, unde locuitorii orașului au putut lua parte la o multitudine de activități sportive pregătite pentru aceștia. Primarul municipiului Drobeta Turnu-Severin, Marius Creciu, cunoaște foarte bine domeniul sportiv, fiind bine cunoscut faptul că acesta a fost profesor de sport în trecut. Așadar, acesta sprijină activitățile sportive de orice fel, dorind să insufle cetățenilor iubirea pentru sport și mișcare. Două zile de spectacole, de distracție, a venit și vremea să facem sport, să ne mișcăm. Un eveniment extraordinar pe care l-am încurajat și l-am sprijinit din partea primăriei. Noi încurajăm și sprijinim sportul și cel de performanță, dar astăzi, primul rând, avem sport de masă. Este important ca elevii, copiii noștri să facă sport. Cu cât fac mai mult sport, cu atât sunt mai puțin fața televizorului și a calculatorului. Două zile deosebite, două zile în care îi așteptăm pe toți tinerii severineni să facă sport. Vedeți cât entuziasm, câtă energie, felicit copiii, antrenorii și pe părinții lor care îi încurajează să facă sport. Împreună cu Asociația Mod of Life și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mehedinți, cu sprijinul primăriei Drobeta Turnu-Severin și alături de partenerii locali implicați în program, organizatorii au putut oferi iubitorilor de mișcare prezenți la eveniment demonstrații de judo, dans modern și tradițional, zumba, karate, kangu jumps, box, tenis de masă, kickbox, precum și provocări sportive, concerte, competiții de fotbal și de handbal, dar și ateliere creative de escaladă, badminton, siguranță rutieră, jocuri logice, desen pe asfalt, face painting și multe altele. Cu ce demonstrație ați venit în acest weekend pe promenada Creciana? Cu Asociația Județeană de Judo. Este un sport util pentru tot tipul de oameni. Așteptăm și copiii cu dizabilități să practice acest sport. Suntem într-un proiect foarte mare cu Macedonia și Serbia, în care este dezvoltat judo cu copiii cu dizabilități. Și vă așteptăm într-un număr cât mai mare, este un sport de contact, este un sport frumos, judo înseamnă arta supleții, în primul rând ne disciplinăm, ne educăm și aștept într-un număr cât mai mare pe toți copiii să practice acest sport. Gama variată de activități sportive incluse în acest festival a oferit posibilitatea fiecărui cetățean, indiferent de vârstă sau performanță, să participe la ceea ce se potrivește fiecăruia. De asemenea, pentru antrenorii sportivi din orașul nostru, acest festival a reprezentat oportunitatea perfectă de a pune în scenă sportul pe care îl predau pentru a atrage cât mai mulți tineri în această lume a sănătății. În acest weekend, pe promenada Creciana, derulează activități sportive, participăm la proiectul Bucurie în Mișcare. Suntem onorați să demonstrăm copiilor din orașul nostru ce sporturi practicăm și am venit aici cu toată grupa de lupte libere să promovăm sportul nostru și să aducem un plus copiilor din Drobeta Turnu-Severin. Bucurie în Mișcare este un spațiu care integrează idei de jocuri și metode simple de a face mișcare, menite să-i ajute pe participanți să se inspire și să aleagă mișcarea zi de zi într-o lume invadată de tehnologie.